opresc eu din cânt. În limba ta ți-e dor de mama și vinul e mai vin și prânzul e mai prânz. Și doar în limba ta pot să râde singur și doar în limba ta te poți opri din plâns. Iar când nu poți nici plânge și nici râde, când nu poți mângâia și nici cânta, al tău pământ cu cerul tău în față, tu taci atunci tot în limba ta. În fața dumneavoastră, Leahu Gabriela, cu poezia Colubul Păcii.
sensibilitate mare, ce a dedicat poeziei sufletului omenesc. Poet al dorului în fața de casă părintească, paștere, izvor și natură. Poet al lucrurilor sacre, așa e definit Grigore Vieru. Cu drag pentru dumneavoastră interpretează piesa Țară de Soare și Pace peste toată glia, ansamblul vocal Ațăraș, conducător Buga Ion.
un copil în adâncul ființii sale. Grigore Vieru este fără îndoială cel mai mare poet pentru copii din literatura română și unul dintre cei mai mari din literatura lumii. Mulțumim pentru pace, recipe, cumpănici și Sebastian. Poezia se numește Mulțumim pentru pace, scrisă de Grigore Vieru. Mama, pâine albă coace, noi zburdăm voios pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Tata fluiere ne face, noi cântăm duios pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Înfloresc în jur copacii, cer luminos pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Mama este raiul ce te suspină, lacrima e curată, e prosop de vină. Mama este cerul cu steluțe d'albe, înger de lumină gândurilor toate. În fața dumneavoastră va căruc Vasile cu piesa Mi-e dor de tine, mamă. Sub stele trece apa, cu lacrima ai de-o seamă. Mi-e dor de ta privire, mi-e dor de tine, mamă. Măicuța mea grădină, cu flori, cu nuci, cu mere, a ochilor lumină, văzducul purii mele. Măicuțe, tu vecie, de muritoare carte, de dor și omenie, și cântec fără moarte. Măicuță, tu vecie, de muritoare carte, de dor și omenie, și cântec fără moarte. Mi-e dor de tine, mamă, măicuța mea vecie, de muritoare carte, de dor și omenie, și câte fără moarte. Măicuță, tu vecie, de muritoare carte, de dor și omenie, și câte fără moarte.
ca fulgerul scăldat în ploi. Cât zbucium, dragoste, durere, ascund din brazda stihului. Și când de vorbă, tudăcirea, înfiorată e fruntea lui. Blaina ta, recită morare Bianca Maria. Și apa din izvoare ce-a cer cireș amar. Mai verde e pământul, mai scurt e lungul drum. La noi, chiar și umătul, mai cald e, nu știu cum. Dragule, meleagule, frumosul nostru cânt, smolitule, trăditule, frumosul meu pământ. Tematica lui Grigore Vieru este aparent simplă, dar foarte profundă. A scris poezii cu caracter social, abordând de asemenea valorile și tradițiile românești. Astfel a sensibilizat caracterul cititorului, încercând să facă omul mai bun și mai spiritual. Cu dragă de dumneavoastră, teoristele Bărcan Cristina, Carp Liliana, Iațco Mariana și Stati Doina, cu Arieta de Adolf Sculte. Sufletul Basarabiei. Om cu merite, ca noi, dar mai multe. Om cu păcate, ca și noi, dar mai puține. Interpretează piesa Pentru ea, a Santi Maxim.
Evierul au fost scrise melodii, după melodiile interpretate pe versurile lui Grigore Vieru, a dansat o lume întreagă. Cu aranjament coregrafic, invit în fața dumneavoastră colectivul model Străcianski-Edzonevski, conducător artistic Gurskaya Lilia, coregraf Venger Natalia. Grigore Vieru este poetul care ne-a călăuzit copilăria.
și care a știut să ne insufle dragostea de neam, limba română și unire. Este poetul nemuritor al lacrimii Basarabiei. Cu dragă de dumneavoastră, ansamblul vocal colectivul model Cipoieșu, educator artistic Iațco Mariana, cu piesele A mea și La noi. Solo pe Elic Ninele. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
contează. Că despre Grigore Vieru am putea spune că e ultimul poet cu basarabia în glas. Un poet mesianic, un poet al tribului său, obsedat de trei mituri. Limba română, mama și unitatea neamului. Scrisoare din Basarabia. Cu vorba-mi strâmbă și pripită, eu știu că te-am rănit spunând că mi-ai luat și grai și bidă și năvălit pe-a meu pământ. În vremea putredă și goală, pe mine, frate, cum să spun? Pe mine m-au mințit la școală că mi-ești dușman. Nu, frate bun, din Basarabia vă scriu. Dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Credeam că un noroc e plaga, un bine grav ce sluțit. Citesc ca pe arghizii, blaga, ce tare, Doamne, am fost mințit. Cu pocăință nesfârșită, mă rog iubitului Iisus să-mi ierte vorba rătăcită ce despre tine, frate-mi spus. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Aflând că frate mești, odată scăpaie lacrimi în priviri, ce-a fost pe loc și arestată și dusă în ocnă la Sibir. Acolo, în friguroasa zare, din trupul mut al lacrimii, ocna și scot și astăzi sare și nu mai dau de fundul ei. Din Basarabia vă scriu, dulci frați de dincolo de Prut, vă scriu cum pot și prea târziu. Mi-e dor de voi și vă sărut. Cu drag, dumneavoastră, doamna Maria Lungu, cu poezia Duminica. Poezia Duminica, scrisă de Grigore Vieru, care atât de mult m-a atins. Am impresia că poezia aceasta a scris-o și pentru mama mea și pentru toate mamele. Să nu ai prieteni, străin ești fără de părinți. Ca
casta părintească nu se linde, interpretează Vapăriu Vasile. Interpretează duetul lui Iațco Mariana și Ursache Ion. Oh,
să nu uită. Așa cum s-a spus aici, Grigore Vieru este iubit de noi, deoarece în mare parte a scris despre durerile poporului nostru, despre tot ce este frumos și ne este drag. Într-adevăr, el a fost obsedat de, în operele lui, de trei subiecte. Limba română, și aici avem poezia în limba ta, sau poezia doar pentru ea, despre mamă, tot el a spus, mama mea, icoană sfântă, și practic în toate poeziile vedem că el îmbină atât dragoste de limbă, cât și dragoste de mamă. Iar al treilea subiect de care el a fost obsedat a fost unitatea poporului. Ori tot el a spus, dacă visul unora a fost să ajungă în cosmos, visul meu a fost să trec prutul.
cât de frumos și pe înțeles a spus el acest lucru. Un om de o modestie rară și chiar scrie ce am văzut un citat de-a lui care spune în felul următor: sunt iarbă, mai simplu nu pot fi. Un om care pe parcursul vieții sale și-a iubit poporul, și-a iubit patria și cel mai mult și-a iubit mama. Ori operele lui Grigore Vieru vin să satisfacă și acele interese, necesități a copilașilor, câte cărți frumoase are el scrise și câte poezii pentru copii. Eu vreau să mai vin cu profunde și sincere mulțumire celor care astăzi au făcut ca asta posibil organizarea acestui eveniment, secției Cultură și Turism, Centrului de Cultură Glodenia, celor oameni de artă din cadrul acestor instituții care vin să promoveze și să ducă în continuare în vreme operele lui Grigore Vieru. Eu sunt sigur că Grigore Vieru va rămâne viu în amintirea noastră, operele lui, atâta timp cât vor fi organizate astfel de evenimente, atâta timp cât acești copilași frumoși, numai cât de frumos au recitat aceste poezii despre pace, despre mamă, despre casă, despre tot ce ne este nouă drag. Atâta timp cât vor fi promovate aceste valori, noi ca popor, ca națiune, ca tradiții, ca obiceiuri, vom avea continuitate. Cu regret, așa a fost să fie, prea degrabă, ca în anul 2009, în cadrul sau ca urmare a unui, mai bine zis, a unui accident rutier, Dumnezeu să ne ia pe Grigore Vieru. Și eu sunt sigur că el, stând acolo în cerul de dreapta Tatălui, este mândru de urmașii lui, de copiii lui, de faptul și de tot ceea ce facem noi. Eu sper că șirul evenimentelor din această săptămână care vine, săptămâna, îi putem spune noi așa, a dragostei și a lui Grigore Vieru, șirul acestor evenimente va continua. Mulțumesc. Cuvânt îi se oferă reprezentantului Guvernului Bodnar Orec, șef ajunt Oficiului Teritorial Bălț al Cancelariei de Stat. Oficial, dar eu vreau să, în primul rând, să vă mulțumesc pentru această duminică frumoasă, pentru atâtea sentimente și emoții frumoase. În primul rând, frumoșilor copii și talentați, frumoaselor doamne care ne-au cântat și ne-au recitat aceste poezii frumoase, aceste versuri frumoase. Tulubașul ăsta simbolic, care nu mă așteptam că peste ani să fie atât de actuală, cerința și rugămintea să dea Domnul pace. Eu am crescut și toată lumea, cred că ați crescut cu abecedarul lui Grigore Vieru, cu alpenuța lui Grigore Vieru și sperăm că încă generații înainte vor fi educat în spiritul și în credința acestui mare poet al poporului nostru, acest om care a fost și în fruntea mișcării naționale. Datorită acestor scriitori și acestor oameni a dăinuit și limba și istoria noastră și suntem și noi astăzi un popor și o țară. Eu vreau să accentuez faptul că în perioada când scria Vieru până la 90, cred că ca să-și un pic cu niște metafore ascunse, noi tot timpul am sesizat mama și țara. Adică patria mamă era cântată prin versuri dedicate mamei, ca el să ajungă să zică că toată lumea, cum a spus și domnul președinte, a vrut lumea vrea să coară în postul și eu am vrut să ajung în România. Vă închipuiți câte durere și câte suferințe între aceste cuvinte frumoase. Eu mă bucur pentru ceea ce avem și cred că totdeauna țara noastră va fi prosperă și vom fi împreună frații noștri de peste prut și vom crea
un popor frumos și o țară luminoasă. Mersi frumos! Cuvântul se oferă domnului Iosache Ion, șef secției de cultură și turism Vladenia. Stimați colegi, onorați oaspeți, stimate domnule președinte, domnule reprezentant al guvernului, nu rămâne decât să vin mai întâi de toate cu mulțumire pentru de la mici și copii care au participat la acest eveniment și până la cei care i-au ghidat, cei care au venit cu atâta dragoste astăzi în fața spectatorului. Vreau să menționez că ca niciodată noi trăim niște vremuri când avem nevoie anume de a implanta în sufletul fiecăruia cetățean al Republicii Moldova ceea ce a transmis marele poet prin versurile sale. Dragostea de țară, dragostea de neam, dragostea de mamă și dragostea de oameni. Fiindcă anume aceste vremuri atât de cuprite pentru Republica Moldova, e necesar ca fiecare dintre noi să fim mai înțelegători, să fim mai buni și să fim cu atenție deosebită față de cel care este lângă tine. Nu rămâne decât din suflet să vă urez la toți multă sănătate și mult succes pe terenul minunatului domeniu care îl profesați, cultura. Îl descoperim pe Grigore Pieru, calitate de compozitor sau cântăritor al edițiilor muzicale. El a avut un rol important în formarea unei culturi muzicale naționale, demonstrându-ne dragostea lui față de plaiul moldovenesc. Iar prin poeziile scrise de Grigore Pieru ne amintim că nu suntem singuri pe pământ, dându-ne seama că este o confesiune sinceră, o rugăminte cuvincioasă, un testament spiritual propus urmașilor, o contopire totală cu zestrea spirituală. Aici, activitatea consacrată personalității remarcabile Grigore Vieru a luat sfârșit. Vă mulțumim tuturor! Dragi invitați și participanți la acest eveniment frumos, vă invităm să vizităm Casa Părintească Improvizată a lui Grigore Vieru.